scuze, este. Odată bunica i-a zis nepoatei sale: n-avem apă în casă, mă duc să aduc de la izvor. A luat ea căldarea și s-a pornit. Însă n-a dovedit bunica să plece, că și nepoții că a vrut să meargă cu dânsa. A luat și dânsa căldărușa și s-a pornit după bunica. Cocoșelul n-a vrut să rămână singur acasă și s-a cerut și el la apă. Și-a luat o căldărușă mică și s-a pornit din urma bunicăi și a nepoțicăi. Din găurica sa tocmai își scoate capul un șoricel. S-a gândit și s-a gândit și hai și el după apă. Și-a luat o căldărușă mică, mitică, ca un degetar, și a alergat și el din urmă. Au ajuns cu toții la izvor și-au umplut căldările cu apă și s-au pornit spre casă. Înainte mergea bunica, după ea nepoțica, apoi cucoșelul, iar după el micul șoricel. Pe marginea drumului creștea un pom de măr, iar la umbra lui dormea un iepuraș. Deodată a suflat o adiere de vânt și a legănat un pic vârful copacului. Iepurașul a sărit speriat, s-a repezit și a nimerit drept sub picioarele bunicăi. Bunica s-a speriat și ea a căzut și a vărsat toată apa. Bună treabă! Iepurașul s-a speriat atunci și mai tare. A rupt-o de fugă mai departe și s-a izbit de nepoțică. Nepoțica a căzut și a vărsat și ea apa. E, ce mai istorie s-a pornit! Iepurile s-a speriat și mai tare și alergând s-a izbit de cocoșel. Cocoșelul a început a striga și a scăpat căldele. Tare s-a mai speriat! Iar șoricelul, când l-a văzut pe iepuri alergând, a aruncat căldarea și țuști sub o tufă. După ce s-a mai liniștit, bunica s-a gândit în sinea sa: ce noroc că am scăpat de urs! Când și-a mai venit în fire, nepoțica s-a gândit și ea: ce bine că am scăpat de lup! Cocoșelul s-a gândit astfel: ce noroc că am scăpat de vulpe! Iar șoricelul ședea sub tufiș, temându-se să-și arete nasul și se gândea: ce noroc că am scăpat de motanul cel groaznic! În timpul acesta, bietul iepuraș, care stârnise atâta vâlvă, alerga cuprins de spaimă. A ajuns în pădure și s-a ascuns într-o grămadă de frunze uscate. Când s-a mai liniștit puțin, și-a zis: ce grozăvie! M-au gonit și m-au vânat, încât abia am scăpat. Vezi, ce fricoși erau toți! Și nimeni nu știa măcar de cine s-a speriat. Povestea s-a sfârșit și acum o zic.